ziua! Bună ziua! Vreau și în legătură cu poliția. Da, ce s-a întâmplat? Doamnă, cum vă numiți? Sunt domnișoara, am 15 ani și am fost sechestrată de către un domn. Cum te cheamă? Mă cheamă Alexandra, vă rog veniți repede, nu știu unde sunt. Cum adică nu știu unde ești? În ce localitate te afli? În Caracal, m-a dus în Caracal, dar nu știu unde exact. Păi dă-mi un punct de reper unde te afli în Caracal, cum crezi că te găsim? Alo? Da, stați, implicați, vă rog. Ai fost violată? Da, am fost violată. Da, rămâi la telefon, dar încearcă să-mi dai un punct de reper ca să știm exact ce... A venit repede, vă rog. Păi să venim unde, frate, în Caracal? Păi ce dacă se facă în Caracal, că a răpit-o și a dus-o în Caracal, dar nu știe unde. Și poliția nu vorbește. De asociere. Unde ești în Caracal? O să vă sune colega, că avem la telefon pe altă stație, da? O să vă sune imediat colega, că încearcă să mai ia niște date. Este răpită, dusă în Caracal, violată, da. Și încearcă colega să afle ce, pe unde s-ar afla. Da. Da? Bine, imediat vă sună. Da. 112, ce urgență aveți? Soția, sunt. Unde ești în Caracal? Nu, am trecut, când am văzut prima dată, m-a legat la ochi, eram pe lângă Dig. Pe domnul cheamă Popescu Lucian Gabriel. Lângă Dig, Popescu Lucian. Păi și acum pe unde ești? Te poți uita? Nu pot, sunt închisă într-o cameră, văd decât o poartă. Ia, uite-te pe... Și da, de unde-l cunosc tu pe el? Ia, spune. Știți, să vă spun, ieri am ieșit la ocazie ca să mă duc până în oraș. Și dumneavoastră m-a luat la ocazie, a închis mașina și m-a închis acolo. După aia a zis să mă duc la el. Te-a luat la ocazie numărul de la mașină? Da. Mai ții minte ceva din numărul de la mașină? Nu. Ce mașină, ce culoare, mai măcar era... ce marcă? Mașina era gri și avea boturile turtite. Cu bot turtit? Da. Atât ai reținut tu. Și acum da. Ești închisă, ai trecut pe lângă Dig? Da, atunci m-am uitat prima dată, dar acum nu știu, cred că sunt în bol sau ceva, nu știu. Bun, ai telefonul la tine, da? Da, dar e la el. Eu acum sunt după alt număr. Nu contează. De unde ai tu numărul ăsta? Care număr? Ăsta de pe care mă sunt, de unde e ai telefonul? E telefonul lui, l-am găsit aici. Telefonul lui? Da. Este telefonul lui, da? Bun. Da, doamne, vă rog, primiteți și gata, stai puțin, te cred, te-am înțeles. Stai puțin la telefon dacă tot poți. Alo, a trecut. Da. Pe lângă Dig, de ieri e răpită. Ăsta e telefonul lui. Veniți cât mai repede. Unde să venim, domnișoare, ia spuneți-ne. Poftim? Unde? Nu știu exact, am trecut pe lângă Dig, dar acum cred că sunt în Bolt, că altundeva nu putea să... Unde? În? Unde sunteți? În Bolt. În Bolt? Da, uite. A, județul Bolt? Stați, da, da, da. Am găsit o adresă. Yes. BLD, Antonius Caracalo, numărul 9, DUDA. Rămâneți acolo, Antonius Caracala, numărul 9, da? Mi-e frică. Continuați adresa asta, da, spărea că e bloc. Vă rog, veniți repede, că mi-e frică. Ce bloc este acolo? Ați spus că e un bloc, nu ceva? Nu este bloc, nu este bloc, este o casă, este o casă. Bun, rămâneți acolo să vină echipaj de poliție, bine? Veniți repede, că mi-e frică, da, de bine, m-a bine. Bătut. Bine, rămâneți acolo. 1-2, ce urgență aveți? Doamna, a trimis pe cineva, că cred că se întoarce și mi-e frică că mă bate. Da, ai vorbit cu poliția, da? Da, cu dumneavoastră. Ce ți-a zis poliția? Mi-a zis că o să-ți trimite un echipaj, dar vreau mai repede și... Poliția a revenit fapt. Da, da, spuneți, doamne. Da. Vă rog, ați trimis pe cineva aici? Am trimis, rămâneți acolo, că în două minute n-are cum să zboară, măi, domnișoare. Stați acolo, da? Credeți-mă că mă te frică.
Păi de cine vrei să-i frică? Alo, de cine vrei să-i frică? De el, m-a bătut. De el cine este persoana? Îl cheamă Lucian, Popescu Lucian, Gabriel. Popescu Lucian, și unde stă acolo? Am zis că Bold Antonius Caracalu, numărul 9. Acolo, la numărul 9, stă Popescu ăsta Lucian? Nu știu, am găsit doar o carte de vizită și mă gândeam că poate e a lui. Păi cartea de vizită e a lui? Nu știu. A, nu știu nici asta. Bine, așteptați acum, de așteptați acolo, va veni cu echipajul în 2-3 minute, așteptați. Vă rog, da? Stați cu mine la telefon, că nu este frică. Nu pot să stau în telefon, domnișoară, că avem și alte apeluri. Rămâneți acolo, vine echipajul de poliție, negreșit va veni, da? 2-3 minute, ce naiba, da? Stați liniștită, calmați-mă un pic, da? E frică. Încercați să vă calmați, păi, la, da, calmați-vă și va veni echipajul, e pe drum. Bine. Da, lăsați telefonul liber, că dacă stăm în telefon de discuție, echipajul nu poate să vorbească cu dumneavoastră. Bine, m-ați înțeles, bine, da? Bine, bine, da. Bine.